Profesorii care doresc să se angajeze într-o școală pe perioadă nedeterminată au susținut astăzi examenul de titularizare. Aceștia au avut de rezolvat două subiecte din disciplina pe care vor să o predea, plus un subiect din metodica predării. Chiar și așa, unii dintre ei au abandonat examenul de îndată ce au văzut subiectele. A fost destul de greu, adică au fost niște exerciții un pic neașteptate, dar dacă înveți nimic nu e greu, nu? Depinde și cât de bine ai cuvintele la tine. Pentru că mai ai probleme, te mai gândești dacă e bine așa, dacă e bine așa. Dacă ești sigur pe ceea ce scrii și ești sigur de ceea ce știi, este foarte ușor. Ce post vizați? Un post de profesor de geografie. Adică am scris, dar a fost mai mult de cultură generală, nu neapărat de învățat. La ce notă vă așteptați acum? Asta nu știu. Depinde de mai multe lucruri. Potrivit statisticilor din ultimii ani, examenul se dovedește a fi un obstacol tot mai greu de trecut pentru cei ce se doresc a fi parte din Sistemul Național de Învățământ, cei drept nici concurența nu este una mică. Peste 27.000 de candidați au concurat în acest an pe aproape 4.200 de posturi. Cele mai multe locuri vacante sunt în mediul urban, peste 2.500, restul fiind destinate școlilor de la sate. Potrivit calendarului, primele rezultate de la examen vor fi afișate pe 20 iulie. În aceea zi, precum și a doua zi, candidații nemulțumiți pot să depună contestații, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 iulie.